Secretarul de stat în Ministerul Muncii a anunțat în ce condiții vor beneficia de prime românii din străinătate care se întorc în țară să muncească. Conform evenimentul zilei.ro, secretarul de stat în Ministerul Muncii, Cristian Vasilcoiu, a participat la grupul de lucru pentru repatrierea forței de muncă românești din străinătate, coordonat de consilierii prezidențiali Sandra Părlog și Diana Păun. Acesta a declarat că românii care se întorc în țară pot beneficia de o primă de 12.500 de lei, plătibilă în două tranșe, dacă se apucă să muncească. Reamintesc că românilor care vor să revină acasă că pot beneficia de o primă de 12.500 de lei, plătibilă în două tranșe dacă se angajează, a scris Vasilcoiu pe Facebook. Cetățenii români care au lucrat cel puțin 3 ani consecutiv în țările Uniunii Europene pot cere la întoarcerea în țară o primă de reinstalare conform legislației în vigoare. Cuantumul primei este diferit după cum urmează: 12.500 de lei pentru persoana fără loc de muncă ce își schimbă domiciliul pentru a se angaja și 15.000 de lei pentru persoana fără loc de muncă ce își schimbă domiciliul pentru a se angaja și care este însoțită și de membrii familiei. Documentele necesare pentru obținerea primei sunt o cerere tip, actul de identitate care să ateste domiciliul, dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator cu precizarea locului de muncă, angajamentul pentru respectarea obligației de a restitui integral sumele primite în situația în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, declarația pe propria răspundere a angajatorului din care se rezulte că în ultimii 2 ani acesta nu a mai fost în raporturi de muncă cu solicitantul, declarație pe proprie răspunderea angajatorului din care se rezulte dacă se va asigura sau nu locuința de serviciu, declarația solicitantului pe propria răspundere din care se rezulte dacă autoritatea publică asigură sau nu locuința de serviciu, declarația pe propria răspundere a absolvenților licențiației facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie, din care se rezulte că la data solicitării primei nu au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii după caz, declarația pe propria răspundere a angajatorului absolvenților instituțiilor de învățământ din care se rezulte că nu are obligația potrivit legii de a angaja persoana din această categorie după caz, certificatul de căsătorie și după caz certificatele de naștere ale copiilor în copie certificată pentru conformitate, precum și actele prevăzute de lege în cazul familiilor monoparentale, relatează evenimentul zilei.ro.